M-a deranjat totuși astăzi, m-a îngrijorat mai degrabă, o veste venită din largul Turciei, o țară care de acum, cel puțin pentru o săptămână, ne este și mumă și ciumă. Un naufragiu s-ar fi produs acolo, că știm că suntem într-un an blestemat. Cel puțin 24 de persoane și-au pierdut viața în naufragiul unei nave care transporta imigranți clandestini cu destinația Grecia. Îngrijorat, bineînțeles, am dat și eu niște telefoane amicii mei turci. N-am aflat mare lucru, pentru că dacă aș fi aflat, n-aș mai fi fost aici. Nu putem să dăm vina de această dată pe Traian Băsescu, întrucât dânsul este comandant sau fost comandant de navă. Nu văd ce legătură are. Avea un băsist de data asta, iată, cu un cârmaci, un comandant de navă. Nu mai putem să dăm vina pe așa ceva. Nu știu dacă la Antena 3 acest zvon a fost luat într-adevăr ca atare, dar pe noi ne-a îngrijorat, mai mult pe mine decât pe ceilalți. Colegii mei, trebuie să vă spun, trăiesc doar pentru ei. Da, chestiunea asta am văzut-o de altfel la foarte mulți români. În afară de dramele astea naționale, gen Muntenegru, gen elicopter, gen miguri, care chipurile la suprafață ambalează un pic populația, în general românii trăiesc doar pentru ei. Câți români n-am văzut în momentul în care le spuneam îngrozit câte o știre de genul ăsta? Bă, ați văzut că în Angola au murit 70 de oameni că au mâncat carne de antilopă putrezită sau o bacterie dintr-o ciupercă au omorât 300 de gorile în jungla ruandeză. Le-am spus fetelor, le-am spus băieților, le-am spus apropiaților, le-am spus îndepărtaților, se uitau la mine, râdeau în sine lor, ziceau, ce cretin și ăsta. Adică n-aveau sensul realității. Pe mine m-a îngrijorat această chestiune și imediat am dat căutare pe Google Turcescul, da, să fie mai clar, da? Turcescu, să văd dacă nu cumva printre ei s-ar afla și Robert Turcescu. Mă, fraților, să știți că e posibil. Până la această oră nu există o confirmare oficială, dar Robert Turcescu cânta. El își rotunjea veniturile din cântat și, să fie cu iertare, te mai poți bate într-un club, că știu și eu cântăreți dintre ăștia, tot așa, de mâna a doua, a treia, care luați în tărbacă de vreunul mai cântăcios decât ei, care urma să cânte un pic mai târziu sau care nu m-a apucat să cânte din cauza lor, să mai trezeau câte o bilă de biliard în frunte, mai își băgau mâna din greșeală și se electrocutau într-un acvariu cu vibrator fără pești, ieșea scandal. Și atunci mă gândesc că poate autoritățile statului au luat pașaportul. Robert Turcescu călătorea mult, că avea timp. Avea 3-4 zile libere pe săptămână și se deplasa, ați văzut, a fost în țara Oașului, pe unde n-a fost. Cine știe dacă într-un căierai a fi zis vreun ungur pe undeva prin Oaș, mai o chestie de genul ăsta, da? Cam cum a înjurat fostul comandant sau cum se numește, fostul director al închisorii de la Râmnicu Sărat. Da? Nu putem să reproducem, pot doar cei de la Kamikaze, că ei nu au CNA, să scrie exact cum s-a exprimat fostul director, un torționar ordinar. Alexandru Vișinescu ar fi trebuit împușcat în cap, nu dus la judecată. Da? Cel care, până la urmă, i-a omorât cu zile și pe al de Ion Mihalache, tot așa pe la Râmnicu Sărat, a condus pușcăria până când s-a desființat aia prin anii 60 și așa mai departe. Deci cine știe dacă nu l-a luat vreunul pe Turcescu, Turcescu a sărit la bătaie, băi, eu sunt jurnalist, tu știi cine, cu cine vorbești, o chestie de genul ăsta, ăla a chemat și a chemat haita, l-au bătut, Turcescu a dat și el, i-au luat pașaportul și iată, în această situație a încercat să treacă clandestin cu numeroasa sa familie înspre Grecia sau înspre Turcia. Puteți să știm ce face, nu vine mie să spună, băi, banciule, vezi că mi-au luat pașaportul, de frică să nu spună în emisiune, evident. Și atunci m-am îngrijorat. Da, să spunem că, hai să presupunem că n-a fost decât o simplă îngrijorare și că lucrurile au intrat în, pe făgașul lor normal. Astăzi, fraților, vreau să vă arăt ceva frumos. Tot am fost acuzat atâta timp că, domnule, mie nu-mi place decât urâtul, că sunt un om care n-are gusturi, că cu siguranță nimeni nu l-a iubit niciodată pe acest măgar. Un om fără scrupule, care n-a vărsat și el o lacrimă pentru nimeni niciodată. Ce scroc, ce bandit și așa mai departe. Fraților, vreau să vă spun că totuși am gusturi.
și vreau să vă demonstrez acest lucru. Ne-a căzut în mână de câteva zile, am putut să o arăt chiar așa pentru că eram emoționat, această imagine de pe prima pagină din Ceao cu una dintre feblețile mele, da? Adela Popescu, n-am ascuns niciodată acest lucru. În brațele lui Radu Vulcan, mă rog, m-am obișnuit, asta e. N-avem ce să facem. Ia uitați-vă la această poză, n-are sens să vă uitați împrejur, pentru că toți ceilalți sunt nesemnificativi. Adela Popescu, luată în brațe de Radu Vulcan, o escapadă de-a lor comună, nu... Sunt niște oameni care să își citeze din Kafka sau din Sartre când stau împreună. O poveste de dragoste, practic fără istorie, dar nu despre asta vreau să vă vorbesc, ci despre posteriorul Adelei Popescu, pe care într-adevăr îl vedem aici și trebuie să recunosc că este de mare clasă. Da, și evident acum o să ajungem, pentru că sunteți spectatorii noștri fideli și evident că vă prețuim foarte mult, să vedeți cam cum arată din interior această Adela Popescu, altfel cunoscută ca actriță, ca telenovelistă. Sunt multe funduri aici, dar am ales cam ce ne interesează pe noi. Este absolut fără cuvinte. Priviți-o și aici, când își prezintă fundul nebronzat Adela Popescu. Băcat că așa nu văd eu. La distanța asta, aș vrea să mă mai uit totuși odată. Nu putem să apropiem chestiunea asta, dar n-aș vrea să mă uit singur. Așa. Și acela este fundul nebronzat, vedeți, excepțional, al Adelei Popescu. Și aici îl vedem fundul bronzat alături, parcă nici n-ar mai fi ea. Dar, într-adevăr, schimbă puțin datele probleme, adică, da, în aceste condiții cam greu să mai vorbești de rău. N-ai cum să mai vorbești de rău pe Adela Popescu. Domnilor, vreau să vă spun foarte clar, stimate doamne, că m-am întâlnit în viață cu Adela Popescu, dar uite că mi-a scăpat acest amănunt. N-aș fi crezut. Dacă pariam, aș fi pierdut, fraților, pentru că, sigur, n-am avut timp să... Sunt un om extrem de corect în momentul când mă întâlnesc cu o femeie, mă uit direct în fundul ei. Mă uit, dar nu direct. Și mi-a scăpat acest amănunt, Adela Popescu, altfel... Nu este o fată, să spun, ieșită din comun. Nu te dă pe spate când o vezi pentru prima dată, dar aceste imagini, într-adevăr, dovedesc contrariu. Trebuie un fund bine crescut. Nu e de ăsta de divă amărâtă care merge și ea pe podium să-i se vadă oasele prin fund. Da? Asta apreciez. Este un fund exact cum e pâinea lui Victor Ponta, asta crescută, umflat așa, dar cu 9% TVA. Am văzut astăzi cum scria pe pâinile lui Victor Ponta. El numai un zâmbet tot, rângea la niște pâini. Noi măcar râdem, sigur, noi râsul nostru, pentru că mare lucru în afară de să decupez aceste imagini și eventual să le și mănânc, nu-mi rămâne foarte mult de făcut. Tocmai am citit că pe prima pagină, parcă în Adevărul, Irina Margarina Nistor, sau cum îi zice, spune așa, ea e, da? În comunism se tăiau scenele cu mâncare din Tom și Jerry. De acolo mai mâncau unii dintre noi fripturi. Sigur că s-au interzis la un moment dat. Adela Popescu, mult mai banală, mai cosmetizată un pic. Nu zic frumușică, dar nu e Sharon Stone, totuși. Pe prima pagină din revista de citit și de iubit, sau de iubit și de citit, adică revista Tango, și asta ne-a venit mai de mult, dar, după cum știți, nu ne mai ajunge spațiu să le prezentăm chiar pe toate. Acum, de dragul Adelei Popescu am făcut acest sacrificiu. O puteți vedea și la interior, alături de bărbații din trupa ei. Niște comuni au față de români. I-aș recunoaște pe orice aeroport internațional. Din Manama până în Santiago de Chile, aș recunoaște că sunt români. Ea însă totuși iese în evidență și aici. Este o fată care, dacă se exprimă, nu spune mare lucru, dar trebuie să recunoaștem că nu. Am văzut-o și eu atunci în telenovele, pentru că asta e. Mai trăgeam și eu cu ochiul, fiind, hai să zicem, lejermente așa, îndrăgostit de Adela Popescu. Avea talent. Adică nu era actriță, o țin minte când juca cu Bordeanu la începuturi, un pic fițoasă așa, într-adevăr, dar... Să spui că e mare talent, nu neapărat, dar îi se potrivea. Adică pentru telenovele în România era perfectă.
cred că nu ar fi o prezență clandestină nici într-un film de ăsta de-al nostru de 2 lei. Mi se pare că are veleități de actriță. I-a ieșit și în muzică. L-a găsit pe ăsta care era, țineți bine minte, da, bărbatul cu abdomenul cel mai perfect din România. E băgat buzunar pe toți ăștia, gen Ștefan Bănică Junior, gen Gătăianțu, gen Bitman, gen mai știu, nu știu să iei număr pe toți, gen Mazăre și așa mai departe. Era unul dintre bărbații râvniți, Radu Vâlcan, genul de om simplu, da, care n-ai ce să vorbești, dar un bărbat care... Nu, poți să stai lângă el dacă ești o femeie care nu-ți dorește enorm de mult de la viață. Astea sunt poveștile de dragoste simple care au cele mai mari șanse de reușită. Nici n-au din ce să se certe cei doi, că practic conversația lor, în afară de că râd împreună, să-i semnul cel mai clar că o relație este perfect goală pe dinăuntru, când ambii râd unii de alții toată ziua. Astea sunt relațiile trainice. Are greu să ieși din râsul celuilalt și să-i dai două palme că râde mai mult ca tine. E puțin probabil. Radu Vulcan îmi mărturisea la un moment dat, că am avut onoarea să mă întâlnesc și cu el în această viață, că și-ar fi dorit tot timpul să ajungă comentator sportiv. Sigur că ar fi putut să devină, mai ales cititor de prompter, că cred că acolo bătea, să prezinte și el, să fie un fel de Corina Caragea. În vremurile respective nu era cu Adela Popescu și... Probabil că nici nu răvnea el la așa ceva, că era un fel de țiitor de lumânare la Acasă TV. Avea Oana, Ioana Moldovan aia, sau cum o chema, o emisiune și parcă pe acolo era și el ajutor de băgător de seamă Radu Vâlcan. Da, sigur, având sunt multe producătoare dintre astea pe la Pro TV, cărora nu le-a băgat nici sfântul mâna pe sub fustă și evident că lor le-a plăcut de Radu Vâlcan, care era exact genul de bărbat care atrage o femeie modestă, da? Nu spunea nimic, adică vorbea foarte puțin, avea privirea aia, într-adevăr, Alain Delonic, așa, degeaba, da? Era bărbatul care era misterios, adică te așteptai de la el tot timpul la ceva și îți oferea mai puțin. Misterul ăsta atrage enorm la femeie, că dacă e un bărbat care începe să vorbească, nu știu, Mircea Dinescu, de exemplu, acum 25 de ani, da? Te întâlneai cu el la un chef, la Slobozia, la ieșirea din lanul de porumb. Bă, Dinescu, în primele 5 minute, știai cam totul despre el. Florin Călinescu, acum 50 de ani, îl cunoșteai la un bal de absolvire a liceului în Timișoara. 10 minute ți-ar fi povestit deja cum va fi când va ajunge la Adrian Sârbu. Da, adică oameni care nu t-așteptau pe tine ca să facă o glumă, înțelegeți? E bine, Radu Vulcan, trebuie să stai cu el 3 luni ca să îți spună tot alfabetul. E cam la nivelul ăsta. E, asta atrage mult la femei, să știți, femeile sunt înnebunite după bărbații care n-au nimic de spus. Mai ales că Adela Popescu e vorbăreață. E vâlceancă, e o fată care merge gura, frate. E povestit mare lucru. Bârfește plăcut, așa. E conversabilă dacă stai cu ea la o masă, fără să-ți fie foarte foame, fără să-ți fie foarte sete, nu e o masă memorabilă. Dar, ați văzut, acum e clar că ne-am înșelat, practic tot ce am spus se duce pe apa sâmbetei în fața unor asemenea imagini. Se derrière la va me torturer longtemps. Eu aș propune totuși în încheierea acestui subiect, n-am vrut să vorbesc niciodată de Adela Popescu, dar n-am avut încotro. Uneori ne mai desconspirăm, da, ca să cităm oamenii politici și noi, pasiunile aceasta. Am optat pentru această imagine, bă, cum să n-ai talent, mă, să joci într-o telenovelă. Sigur că Alice Năstase, care n-ar putea să spună de rău, cred că nici de Mussolini nimic. Mussolini n-a fost un om rău, da? Am dat și eu un exemplu așa. Cred că și dacă ar face cu Mussolini un interviu, tot ar spune că e profund și sensibil. A catalogat-o pe Adela Popescu, o fată de 18 ani. Aici, dacă te-ai uitat la această imagine, ai spune că tocmai a fost componenta unei trupe de muzică și nu mai e. Cam așa. Nu, nimic ieși din comun. Sunt un miliard de fete în Europa Occidentală care aspiră să stea lângă un zid și să le cânte cineva la o chitară, cam așa arată. Dar totuși, un pic mai enervat titlul lui Alice Năstase, altfel expresivă fata. Ia uitați-vă aici. Hai că ne-am făcut reclamă în halul ăsta nimănui.
de când facem emisiunea, dar ne permitem, am spus, avem și noi feblețea noastră, mai ales că acum a plecat Turcescu, nostalgia este mare. Ajungem imediat și la titlu. Adela Popescu, talentată, profundă, emoționantă, fermecătoare, sensibilă, optimistă, puncte de suspensie. Exagerat. Să spun, degeaba faci presă toată viața ta dacă exagerezi, de cusurul tău. Nu e așa. Acum, ce să spunem despre Maia Morgenstern, de exemplu? Ce să spunem despre Emmanuel Béart? Ce să spunem despre Fanny Ardant? Ce să spunem despre Winona Ryder, dacă... Da? Nu e chiar așa. Toate epitetele posibile pot fi folosite. Da, dacă îi arătai fundul în loc să-i arăți fața, aici, Adela Popescu, că avea o gură mare, asta spune că ar fi atuul ei numărul 1, așa se laudă ea. N-are gură mare decât la propriu. Ok? Nu. Aceste epitete nu merg. Totuși, pentru că Adela Popescu este încă la început. Da? Are chiar o gură micuță. O vedem și pe prima pagină. Acum cred că am arătat chiar toate imaginele cu Adela Popescu. N-am putut să o laud mai mult. Asta este. Ea va înțelege dacă urmărește această emisiune. Mesecula. Ai, 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 ai. Cât scriitori de ăștia mari de tot. Nu Radu Vâlcan. Da. Dumnezeule, dacă eu trimiteai asta Adela lui Balzac pe timpuri, sigur, trebuia să fiți un pic și contemporani. Venea cu caleașca până la Râmnicu Vâlcea. Să bătea și cu minerii, cu ce apuca. No. Există lucruri în fața cărora, într-adevăr, chiar și imaginația noastră fără de margini pălește. Ceva rar se întâmplă. Că așa vedem, sunt multe, nu le mai arăt. Tot felul de curvulițe dintre astea care apar prin toate revistele, nimic ieșit din comun, da? Absolut banalități dintre astea scoase din spuma mării, dar lucruri pe care doar presa de cancan le vede minunate ca să se pună bine cu ele. Nu poți să-i spui unei dive, arăți ca dracu, alteia ești urâtă foc, alteia, băi, proastă. Nu se poate, ei nu-și permit. Eu îmi permit, pentru că eu nu depind de nimeni, eu am ajuns aici pe picioarele mele, pe mintea mea. Ei n-au ajuns pe nimic, ei dacă înjură pe cineva s-a terminat. A, ai scris rău de unul, te dă afară din presă, nu te mai angajează nimeni. Asta e diferența. Și atunci nu-ți poți permite, deși nici tutele alea care scriu chestiile astea, trei rânduri agramate, nu cred chiar așa despre toată lumea, că toate sunt impecabile, toate sunt stilate, toate sunt manierate, toate... nu e așa. Cele mai multe nu sunt nicicum. Dar trebuie să-și facă și ele meseria. Ce se prezinte? Cărămizi în revistă? Nu, prezintă niște posterioare comune, banale. Și chiar dacă sunt frumoase, depinde ale cui sunt. Stați un pic. Că așa să arunci orsul băgâște. Ce mă interesează că una de la ex, nu știu cum, care face gangurile societății în fiecare seară, are un funduleț. Nu mă interesează, tată. Alea sunt de consum. Tu și Adela Popescu nu e la acest nivel, trebuie să recunoaștem, regrete sau nu, este o ștachetă ridicată un pic mai sus. Mai am câteva surprize. Un amic care mă urmărește, că din clasa 10-a, iar acum are 25 de ani, deci asta înseamnă în clasa 10-a cam cât ai, 16-17 ani, deci mă urmărește de aproape 10 ani, tocmai s-a întors dintr-o vizită la Târgu Mureș, nefiind Târgu Mureșan, n-am cum să pun pe fundul Adelei Popescu decât buric cu degetelor, nici de cum această odioasă clamă, așa, cu atât mai puțin acest postit care ce-ar face acoperii nou. Mi-a trimis cuvântul liber, care mai apare, bă, la Târgu Mureș, incredibil, cuvântul liber de astăzi, să mai faceți și noi carte, domnilor, nu să vă prezentăm numai ziare din Statele Unite, iată-l, bă, cuvântul liber, cotidian mureșan, democratic și independent. Vorbește despre elicopterul prăbușit în comuna Tăureni. Am avut o colegă de facultate din Tăureni. Acum m-am amintit exact în momentul în care a căzut elicopterul. Nu că mi-am făcut griji că ar fi căzut peste casa ei, că probabil fata ar trebui să aibă 40 de ani la ora asta. Nu mai stă de mult în Tăureni. Era studentă la pedagogie. Cumva să mai uită, sigur m-a uitat între timp, uite că eu nu. Cine știe pe unde îi putrezesc cu scioarele în sensul bun, fi ajuns prin străinătate pe unde. Nu era rea, în orice caz. Nu, sunt șanse minime să mai fie pe la Tăureni. Deci despre elicopterul prăbușit acolo, cu marele Țerbea,
Până la urmă, un infractor de drept comun, un nelegiuit al vremurilor noastre, era un baron de Târgu Mureș, un fel de oprișan, un pic mai isteț. Oprișan e chiar în talpa țării, dar în Vrancea merge și așa. Da, Țerbe a fost unul care a furat cât a putut, da, chiar mi-a trimis o doamnă din Târgu Mureș disperată un mesaj într-o seară, l-am citit, stimată doamnă, aveți perfectă dreptate, în care în povestea n-am timp aici, că nu facem apologia lui Țerbe, care e un nei ca nimeni, dar mi-a scris tot felul de chestiuni, ce a făcut acest om, că în Târgu Mureș n-avea nimeni curajul să scoată o vorbă despre el. Omul le avea pe toate. Avea hotel, avea fabrică de mobilă, avea tot felul de afaceri. În fine, până la 50 de ani le făcuse pe toate. Și schimbase și elicopterul, că nu era suficient de confortabil, de încăpător ăla vechi. În Târgu Mureș și că oamenii se ascundeau ca pe vremea bombardamentelor când trecea un elicopter negru pe deasupra. Ăla era alu Țerbea, știau cu toții. Se făcea liniște. Mai bine asculta Europa Liberă pe vremea lui Ceaușescu decât să te uiți în sus când trecea elicopterul lui Țerbea. Da, trăind în 2013 și strângându-se lațul în jurul nemernicilor, uite că s-a dus și ăsta. O misiune mai puțin pentru DNA. A curățat și pilotul odată cu el. E foarte bine așa. Am văzut un comunicat al premierului Victor Ponta, care, într-adevăr, m-a siderat. Ce om obscen! Ce creatură mică! Da? De mandatul său nu se va putea lipi ca timbru de scrisoare sau ca postitul ăsta de ziar, decât această vremelnică mutare, scăderea sau reducerea TVA-ului la pită până la 9%. Păi este de bula demnitarului, de puțul gândirii asta. Sper că cei de la Cațavencu și de la Kamikaze să-i organizeze repede un marș funebru, în care să pomenim, veșnic va fi reținut pentru această chestiune, asta îl va acompania în istorie pe Victor Ponta. A redus TVA-ul o bucată de vreme, nu definitiv, la pâine la 9%. L-ați văzut pe Ponta ce idei mai avea? Vrea să pună taxa pe averi, taxa pe comorie. De Monte Cristo, dacă ar fi scăpat și ar fi trăit în România, era la sapă de lemn cu Victor Ponta. E o chestiune pe care aș vrea să-i explic un pic premierului, că poate totuși, dacă eu mai transmit și alții, să ajungă și la el, să înțeleagă și el ceva. Deci spune așa, după ce guvernul a avizat reducerea taxei pe valoarea adăugată la pită la 9% de la 1 septembrie, totuși mai avem o lună, impactul negativ al măsurii urmând să fie compensat prin creșterea din septembrie a accizelor la alcool și introducerea de accize la bunuri de lux. Fiți atenți! Bijuterii din aur sau platină, mai puțin verighetele, confecții din blănuri naturale, autoturisme și autoturisme de teren noi sau rulate, a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3000 de centimetri cubi, arme de vânătoare și arme de uz personal, precum și muniția aferentă, asta o să vă șterge. Iahturi și alte nave și ambarcațiuni cu sau fără motor pentru agrement. Domnule, știi care ar fi fost ideea mea dacă eram în locul tău? Întâi, i-aș fi luat la puricat pe cei care dețin aceste chestiuni. Domnule, de unde ați avut bani să vă procurați iahturi, ambarcațiuni, pontoane? Întâi ăștia trebuiau luați la puricat. Nu cei care, pentru că să vă dau un exemplu. Un om muncește cinstit o viață întreagă, câștigă 2-3 mii de euro pe lună la privat, să zicem, da? Mai are și un frate, mai are o soră, mai vinde un apartament la un moment dat, mai vinde o casă la țară. Pe la vârsta de 60 de ani își ia un iaht. Dar nu de la o mărcuță. Nu știu, strânge bani, nu mănâncă nimic toată viața lui. Nu iese niciodată în centru vechi. Nu se duce niciodată mai departe de marginea Bucureștiului. De ferma animalelor, de exemplu. Da? Aia din Pantelimon. Nu se duce nicăieri niciodată, nu ajunge la mare, la munte. Face, are și el moftul ăsta, vrea să se dea odată cu o barcă, cu motor, care să fie a lui. Da? Poate să se întâmple chestiunea asta. Un om cinstit să muncească într-o țară capitalistă, să strângă niște bani, să-și cumpere o barcă. Nu-i sfârșitul lumii. De ce să-l impozităm pe ăsta cu încă 300%? Adică să nu-și poată cumpăra barca aia decât dacă mai trăiește încă o dată. Cam asta vrea să facă Victor Ponta. Deci el, practic, cu această măsură, ia orice speranță unui om cinstit, dacă ori exista ăștia încoată, spun,
Există sau nu, nu știm. Dar dacă ei există, niciodată acești oameni nu vor mai putea să-și cumpere niște lucruri de lux. O, Doamne, ați văzut, blănuri. Păi de ce o fată de-asta care muncește și ea undeva n-are dreptul să-și cumpere din banii ei odată la aniversarea 18 ani de când s-a despărțit de nu știu cine, o blană, să zicem. De ce trebuie să fie, din potrivă, toți tâlharii României, toate banditele astea sunt pline de accesorii de lux, nemuncite, nemeritate și neobținute cinstit, la care guvernul socialist al României, sau ce dracu o fi, socialistul liberal, nu ia nicio măsură și nici nu va lua niciodată. Toți scrocii ăștia cu arme, gen Adrian Năstase, de unde dracu avea ăla, bă, sute de gloanțe acasă, n-avea niciun drept să le aibă, da? Ați și văzut, era interzis, au închis ăștia ochii că au zis, lăsați că i-am dat destul, să nu se mai supere Victor Ponta pe noi, a stat destul, săracu. Nu a stat, domnule, destul, trebuia să stea 30 de ani, atunci a stătea destul. Deci de ce ăștia toți să scape și de aici înainte oamenii să nu mai aibă nici măcar această posibilitate? Pentru că domnul Ponta, noastră sunteți un încuiat, nu are nicio treabă cu democrația, cu Europa, cu libertatea, cu amuzamentul, cu visarea, cu nimic. Da? Vă pun o întrebare simplă, cheie, esențială într-un capitalism. Noastră trăiți la Gorj, în tinichigeale alea de acolo. Deci, fraților, un om care muncește într-o țară capitalistă are ca ambiție să câștige cât mai mult, nu? Să poată să facă ceva la un moment dat, că nu muncește doar ca să mănânce sau ca să trăiască de pe o zi pe alta. Are și el ca standard de viață, dacă are și el niște pretenții, ceva. În cazul ăsta v-am spus, o barcă cu motor sau o haină de blană. De ce să nu-i dea această posibilitate niciodată? Doar pentru că e cinstit? Doar pentru că muncește corect? Da? În schimb, umflații ăștia nu vor plăti. Sunt cum să crezi că Ponta e valoat de urechi pe toți boschetarii ăia, gen Nae Nicolae, ăia cu Bentley. Dom'le, dar de ce nu l-ați luat pe ăla să-l întrebați cum a făcut afacerile? A plătit ăla la stat tot? Cum a început el să facă business-ul ăsta? De era așa de agreat, numai între oameni de joasă speță. Da? De ăia nu se pune niciodată întrebare. Cum deși permite ăla un terchea berchea, tată? N-avea nici 8 clase terminate. Să vină să facă cavou de 70.000 de euro în această țară. Dar unul care muncește și el corect, un învățător, domnul Ponta, că-i disprețuiți pe ăștia, un profesor universitar care vă bagă în busunar și la drept și la orice, pe noastră și pe toată familia noastră, să n-aibă voie niciodată în țară asta. Păi da, spun eu ce se va întâmpla. Ăla va pleca în Occident, unde dacă muncești 3-4 ani corect, îți iei o barcă cu motor. Pentru că nu asta trebuie să fie simbolul vieții. Acciza pe barca cu motor. Da? Omul merită să facă asta într-o lume capitalistă, că nu mai suntem pe timpurile lui Neanicu, când toți suntem la fel. Oamenii nu sunt toți la fel. Poate că unii merită să ajungă la așa ceva. Alții nu, dar pe aia să-i ducem la pușcărie, cum să și întâmplă acum. Nu avem voie să ne legăm de escrocii României. Ăștia nu merită la pușcărie. Merită să trăiască în nesimțire toți ăștia care își văd de treaba lor corect. Că până la urmă, ăștia suferă în țară. Nu escrocii. Escrocii își văd de averile lor și cer să vină acasă din pușcărie că n-au apucat să-și pună la punct toate afacerile. Dar ăia care săraci au o singură afacere și ia la pușcărie pentru nimic și stau 15 ani acolo, aia, cu aia ce se întâmplă? Aia n-au dreptul să iasă și ei câteva luni? Deci asta este exact ceea ce nu trebuia făcut. Un guvern de cinstiți într-o țară care e vai de mama ei și ar trebui să strângă cureaua, acolo ar trebui să lupte. Evaziune fiscală, sunt de acord, da? Dar evaziunea fiscală începe cu răufăcătorii ăștia. Duceți-vă, domnule, și ridicați-mi pe halai cu tată. Da? Mă duceam cu 100 de câini polițiști și îl mâncam. Dar îl scoteam de acolo, cine ești, mă, ta? E vină cu acest să ne dai cu subsemnatul. Dacă ne convine explicația ta. Dacă nu, e suficient să vedem cum trăiești. Din sălărelul pe care îl aveai, facem rost și de adeverința de salariu când erai primar. Ce afaceri să faci când erai primarul Bucureștiului? Nu te poți ascunde în spatele unor ipotetice afaceri. Când tu erai primar, trebuie să servești cetățeanul să faci afaceri. Cu cine? Cu statul? Cu cine făceai? Deci îl luați, băgați la pușcărie, îl scoateți după 25 de ani și îl trimiteți să trăiască într-o cocioabă. Da? În Franța, undeva acolo printre ai lui, să-l trimită aia înapoi în țară, după aia cu 300 de euro. Da? Asta să-i faceți. Domnul Ponta, de acolo să începe. Nu că v-ați trezit noastră acum, dar să vă spunem pe aia dreaptă. Ea nu sunt mulțumiți de la fond.
toată lumea știe în Europa că Ponta a luat această măsură, nu poți să o iei de capul tău. Ei au mărit, au zis, bă, nu credem în varianta asta cu 9% TVA-ul la pită. Ponta de altfel a și spus-o, hoțul. Zice așa, între iahturi, ceasuri și pâine, am ales pâinea. Dacă am ales greșit, voi fi sancționat la vot. Dacă nu, voi câștiga. Deci aceasta este măsura cu care el încearcă să îi înduplece pe cetățeni. Sigur că a ales bine. Aia care îl votează în Teleorman morți de 15 ani sau în Mehedinți morți de 25 de ani, n-au avut iaht. Dar n-au avut iaht și poate meritau. Pentru că tot niște cretini i-au condus toată viața lor. Sigur că e și vina lor. Trebuiau să se revolte sau să plece în altă țară dacă meritau mai mult. Dar uite că așa s-a întâmplat. N-au avut nici ceasuri. Pentru că iarăși au fost conduși de niște cretini. Este inadmisibil ca în secolul 21 un om să nu-și poată cumpăra un ceas elvețian într-o viață de muncă. Da? De ce să-i punem acciza pe ceasuri acelui om doar ca să mănânce mai mulți pâine în jurul lui? Nu mi se pare corect. Așa zisele guverne, acum în opoziție toate, așa zisele guverne de dreapta ale României, deși asta nu e o măsură de dreapta, e o măsură de bun simț. Nu trebuie să fii de dreapta sau de stânga dacă ești cretin. E tot aia. Dar asta nu e o măsură de dreapta. Să dăm mai puțină pâine săracilor și mai multe ceasuri oamenilor care poate au făcut ceva în lumea asta. Sau în țara asta. Nu e o măsură de dreapta. Dar guvernele astea de dreapta fantomatice ar putea să-i atragă un pic atenția. Că nu ne îndreptăm spre Gheorghe Gheorghiu Deș sau spre Petru Groza acum, ci ne ducem spre secolul 22. Cetișor, e adevărat. Da? Nu mă interesează pâinea. Da? Poate că merităm un pic mai mult decât o pâine în această țară. Că la pâine am trăit și cu Coana Leana, ne puneam cu scăunelul la ora 4, dacă mai venea și un lapte sau un iaurt lângă pâine era bine. Asta e, da? Ați văzut că s-a descurcat omul, nu mai făcea o pită acasă, lasă-ne cu pâinea, tăticule. Fă și tu ceva pentru țara asta, nu pâine. Lasă-ne, pâinea e cam târziu să te apuci tu de făcut pâine. Dă-ne niște perspective, că altfel care-i interesul? Da? Și avem atâtea exemple, am ascultat acum într-o zi la francezi, o doctoriță româncă, trăia la Paris, se exprima în francez, era un interviu la France Info. Sunt 3.000, nu știu cât a zis ea, de medici români veniți recent în Franța, care au intrat în Uniunea aia medicilor, deci perfect legal, plătesc impozite, nu știu ce, și povestea femeia. E o invazie de medici din România în Franța. Nu numai în ordinul medicilor, nu știu cum se numește ăla, mai multe nu te obliga, poți să ai cabinet particular. Și a și zis ăla, care prezenta reportajul, unul din 5 medici români pe teritoriul Franței are cabinet particular. Da? E, a spus femeia asta la sfârșitul interviului, zice, și a întrebat-o aia franțuzoaica, și cât câștigați? Și asta a zis, dom'le, să știți că nu câștig foarte mult, pentru că în Franța viața e scumpă. Chiria e scumpă, stătea la Paris aia. Chiria e scumpă, cât mai plătesc toate astea, gazul, electricitatea, în Franța astea sunt lux, tate. Hai, gaza, electricitate, ești Dumnezeu, nu-i ca la noi. Da? Toate casele alea de tip vechi, alea scrie la intrare, gaz, electricitate, nu știu ce, la ei contează, tata, ai apă, ai lift, e mare lucru, că acolo nu sunt pe degeaba. Muncește pentru alea, tată, nu vin din oficiu, ca la noi. Și te pune să faci economie, la ele știu cei care trăiesc în Franța, nu nimic, acolo nu umblă baba cu colaci încă. Și aia a zis la sfârșit, zice, nu, câștig bine așa, dar cu cât plătesc asta, că toate sunt foarte scunde, nu îmi rămâne aproape nimic, zice. Practic n-ar merita să stau în Franța, dar stau aici pentru că pot să-mi fac meseria. Asta a fost finalul. Într-adevăr, la capitolul ăsta n-are nimeni treabă cu tine. Exact aici vreau să ajung cu Victor Ponta. Abar n-are ce înseamnă să-ți faci corect meseria, pentru că el nu și-a făcut-o niciodată. Da? El nu și-a făcut-o niciodată. Asta este marea miză, de fapt, a cetățeanului. Bă, din puținul ăla, acea femeie, el va locui totuși în Paris, nu în București, va mirosi totuși un alt aer, va trăi într-o altă lume, va fi la o oră, practic, de orice destinație importantă în Europa și nu va bate nimeni la cap cu reducerea TVA-ului la pâine și cu escrocherii dintre astea. Va putea, așa cu puținul ăla pe care îl poate pune deoparte, că sunt mulți medici acolo, nu o fi cea mai tare dintre toți. Da? Să-mi pună puțin deoparte până când, la un moment dat, să poată să-și cumpere o bărcuță sau o trotinetă, orice. Da? Să nu vină să-i spună după aia guvernul, știți,
Nu, nu vă mai puteți cumpăra, că noi am vrut să mai dăm niște pâini alegătorilor, defuncților, să ne voteze încă vreo 2 cincinale. Și din punctul ăsta nu mai puteți. Să fugă femeia în Noua Zeelandă ca să poată să-și cumpere. Bă, nu vi se pare totuși că e cam puțin așa pentru un cetățean să muncească toată viața pentru nimic? Să-și cumpere niște pâini, să-l voteze pe Victor Ponta odată la câțiva ani. Mi se pare cam puțin. Deci ar trebui create condiții, da? Sigur că la noi n-a existat niciodată o minte de om adevărată la putere, pentru toate categoriile. Nu trebuie să-i favorizăm numai pe aia care n-au bani decât de pâine. Sigur că sunt importanți, da? Orice om e important, da? Deschide-le un drum, dă-le o șansă și lor la altă. Pentru că dacă nu, vei rămâne numai cu muncitori. Ceea ce se va și întâmpla în România. A, populația aia anunțată de 8 milioane în 2100 va fi formată numai din muncitori. Nimeni care va mai avea studii superioare nu va mai sta, decât dacă e imbecil. Absolut. Sau dacă are o mamă în scaunul cu rotile. Mi-a spus mie o vecină de bloc, tot așa m-a apostrofat în lift într-o zi, medic. A zis, domnul Banciu, sunteți înfiorător, zice. Pentru asta vă bateți joc de toți medici. Uite, eu, de exemplu, nu plec din țară, că am pe mama bolnavă, că am pe... Am înțeles și eu ce să vă, asta e, am spus, domnule, luați-i și pe ei bolnav, că să știți că tratamentul e mai sigur acolo. Nu, domnule, eu vreau aici. Bun, bravo ei, ok. Din ăștia poate că ori mai fi. Sunt nesemnificativ. Nu ne adresăm niciodată ăstora. Da, noi ne adresăm în general mari mase, puzderii de oameni. Da? Aia vor pleca, pentru că aici nu există nicio speranță. Prefer să mă duc undeva unde să nu câștig foarte mult, să fie viața complicată. Și acolo e foarte greu de trăit. Dar măcar ai această șansă, pe asta nu ți-o ia nimeni, mă. Șansa de a crea ceva pentru tine definitiv. De a ști că măcar muncești pentru ceva. Aici n-ai niciodată această certitudine cu astfel de oameni la putere. Că ăsta se răzgândește mâine și zice, nu, 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 cei de la B1 au anunțat greșit. Nu e 9% TVA-ul la pâine, e 99%. Și poate că așa o fi. Am trimis și noi reporterița care nu trebuia la informația respectivă și în loc de 9 a citit 90 sau în loc de 99 a citit 9. Da, de fapt, Victor Ponta n-a vrut să zică că va scădea, va crește la 99. Și atunci am vorbit de pomană 30 de minute. Da? Pentru că el este în stare să facă asta. N-ai nicio siguranță cu el. El nu muncește pentru oameni. S-a gândit și el că poate e mai popular. Stai că am astupat-o un pic cu cuvântul liber și nu o să-mi iert prea curând asta. Hai, la revedere! Aveam și eu aici o imagine și vedeți că de asta sunt și așa de inspirat. Bun, haideți că mai am o surprizuță, colegii mei de la știri, nu știu ce e aici. Colegii de la știri, așa mi s-a spus, mi-au trimis ceva înainte de emisiune, n-am apucat să văd și au zis să o desfacă în emisiune. Bun. O dă pentru Radu Banciu, încă lucrăm la ea. Love, redacția de știri. Da, înțeleg chestiunea asta și apreciez, pentru că orice moderator dintre ăsta de succes este un paranoic, bineînțeles, cu toții o luăm razna, am învățat asta de la Radu Naum, da, care mi-a și spus la un moment dat când l-am apostrofat într-o pauză de asta de mers la toaletă și am și zis, mă, dar oare nu te-ai putea opri din vorbit? Și el mi-a zis, nu, asta nu pot să fac. Acolo am învățat și eu, fraților, au fost alții înaintea mea care au inventat cuvântul. Deci, să înțeleg că totuși este în prelucrare această odă, o aștept. Ce frumos, da. Bine, n-au ei simțul umorului, dar după 600 de emisiuni cât am făcut până acum, au aflat și ei câte ceva de la mine. Da? De exemplu, că pe vremuri exista... Da, apreciez, bineînțeles. Această fățișoară de masă, cum s-o numi, pe care stătea peștele de deasupra. Eu știu că am impresia în broșe. Iată-l. Știe știu ca lui Putin. 21 de chile. Abar, da, nu știu. Da, foarte frumos. Iată, nu știu cu ce ocazie exact. Știu cu ce ocazie. Poate să putem sprijini pe Adela Popescu un pic. E cam mult așa, se poate îndoi fără nicio problemă. Că părul ei din spate l-am mai văzut și la altele. Se magnifică, eh? Deci dacă lipim asta, nu știu exact cum să o pun pe, uite așa, pe peștele de pe televizor, într-adevăr arată foarte bine.
E o glumă bună, dacă o făceați acum 300 sau 500 de zile, era chiar excepțional. Da, sigur că o să o păstrăm, evident că nu e. Să-i și găsim acum în direct un loc unde să o putem... Emisiunea nu beneficiază de standardele suratelor sale. Nu, noi nu avem... Asta este, noi muncim exact ca oamenii guvernului Ponta. Practic pentru nimic, dar hai să ne că alunecă peștișorul acolo. Să știți, fraților, că de aici înainte, acolo îl veți găsi. Da? Din punctul meu de vedere, nici nu aș mai lua vreodată. Păcat că mai sunt unii care mai fac pe aici curat. O să-l lăsăm undeva și la fiecare emisiune o să-l aduc să-l bine. Este singurul cadou material. Torturile și biscuiții și bomboanele suedeze s-au mâncat. Nu le-am mâncat eu, le-au mâncat alții. Dar e același lucru. Pe când acest peștișor, ce pot să facă cu el? Să mi-l spargă? Sau cum i-ar fi scris Emil Grădinescu lui Radu Naum, i-ar fi scris pe el pește. Îl împacheta întâi, îl făcea așa, și că Naum avea o chestiune. Am învățat multe de la el și n-am cum să nu le povestesc din când în când. Că așa făcea și Cornelu Vadim Tudor când povestea de Eugen Barbu. Da? Sau Condurățeanu de Adrian Păunescu. Sunt în aceeași situație. Deci Naum, de exemplu, pentru că era foarte grăbit și n-avea niciodată timp, pleca de la un job la altul, alerga prin București ca să ajungă într-o parte într-alta, îi punea maică sa mâncare de acasă, pentru că el, așa era el, obișnuit, răsfățat, să vină cu mâncarea de acasă. Nu își cumpăra niciodată nimic. Îi aducea, îi punea maică sa sandwich-uri, se făcea pe vremuri. Și îi le împacheta. Maică sa știa toate toanele și știa când sunt zilele alea nasoale, când omul stă de dimineața până seara la muncă. Și pentru că, sigur, o făcuse el praf de câteva ore acasă. Că, de exemplu, deschidea repede un sandwich vorbind la telefon sau citind ceva. Băga în gură și era să zice un sandwich cu caramele. Când el ar fi vrut să mănânce cu rodii sau cu păstârnac. Și atunci s-a enervat, trântea sandwich-ul și altul nu mai avea. Și ne înjura pe noi ăștia din jurul lui, deci noi nu aveam nicio vină. Ne băgam pe sub mese, îi mai aduceam câte un covrig, nu-l mânca nici pe ăla. Și atunci i-a făcut tărăboi maică-si odată și i-a spus așa, băi, cucoană, mie să-mi scrii pe sandwich ce reprezintă. Eu n-am timp să stau să desfac, să, cum ai tu. Și dacă îmi pui un sandwich cu ridichi, da, să-mi scrii pe el, ridichi, că poate n-am chef să-l mănânc. Când pui un sufertaș cu spaghetti, îi punea și mâncare gătită, scrie spaghetti. Îmi pui o pâine cu șuncă, scrie pâine cu șuncă. Așa. Și într-o bună zi, când el tot așa venea răvășit, aici e poanta, uriașă, răvășit și a trântit toate alea, trebuia să intre într-un comentariu, era stresat, nu dădea bună ziua nimănui, avea o banană lăsată tot așa pe masă și a lăsat plasa cu haleală și ieși o banană. Plasa era plină, deci urma să stea foarte mult. Și ieși și bănănuța, dar bă, pe banană nu scria nimic. Și Grădinescu, care era lângă noi acolo, a luat banana și a zis, bă, nu-i ok. Ăsta va veni nervos într-o pauză publicitară și va vrea să mănânce un castravete, dacă ia banana asta în gură. Și atunci a luat banana și a scris pe ea, vânat. Naum nu mânca carne. Iertați-mi această voită cacofonie. Deci nu mânca. A scris vânat pe ea. Aia seama, nu mai trebuie să vă povestesc, e ca în reclama aia când i-a căzut femeii ligheanul cu apă în cap. Cam ce s-a întâmplat când a ieșit omul, într-adevăr, cu o falcă în cer și una în pământ, să mănânce banana și a văzut vânat pe ea. Sigur că a făcut o anchetă și până la urmă a fost găsit vinovatul, omul a plătit. A plătit cu câteva zile de concediu, pentru că așa era la TVR pe vremea respectivă. Deci am învățat multe, asta vreau să vă spun. Acest pește, știu că ai să zicem așa, nu știu dacă e cazul să-i dăm un nume, Anonymous, e foarte bine, puteți să-i spunem Robert, într-adevăr, iată, se petită broșet, ia uite-o, să mai vedem un pic mai, e splendidă, arată bine, așa zici că e o locomotivă de, de la electroputere, cum se vede din profil, a? Da, va trona peste această masă, într-adevăr ne potrivim, da, nu știu exact, eu nu sunt specialist în anchete, dragi colege, nu voi merge până în pânzele albe cum faceți voi de fiecare dată pentru nimica toată să mă dați în gât pe unde știți voi, da? Nu o să fac anchete cine a avut ideea peștelui, a? Cine l-a adus, cine a avut ideea Odei, nu mă interesează fleacurile astea. E binevenit să fie primit
În orice caz, Adela Popescu va rămâne peste această emisiune 31 iulie. Și sigur, gândul de Turcescul. Ia să vedem un pic. Da, e 44. E bine. Deci n-am depășit, nimeni nu poate să ne spună absolut nimic. Ne-am făcut numai și numai datoria. Ne întoarcem imediat după o pauză publicitară. Cerește România! Vino să sărbătorim de zilele prieteniei alături de Bergambir. Prietenii știu de ce! Cu noul pachet Vodafone Smart la doar 19 euro, te bucuri de convorbiri nelimitate în rețea, mesaje nelimitate în orice rețea și smartphone inclus. Samsung Galaxy Young. În plus, primești 50% mai multe minute naționale și internet, bonus lunar. Vodafone. Uite, tati, și ce înseamnă asta? Că mami e acasă și ne așteaptă cu fragetul. Mie una în a câștigat încredere. Din grijă pentru copiii noștri, prețuim natura și folosim cu încredere numai ce vine de la ea. Fragetul. Cu încredere pentru viitor. Am regândit total biscuitul sărat. Atât din punct de vedere design, cât și conținut. Am adăugat vin, astfel încât utilizatorul să se bucure de mai multă finețe. Vin înseamnă pentru fiecare altceva. Pentru Grand Papa înseamnă frăgeziți cu vin. Danonino prezintă noutatea verii. Copiii învață prin joacă și pentru asta au nevoie de oase puternice. Noul Danonino de băut este un iaurt gustos, îmbogățit cu calciu și vitamina D. Descoperă lumea lui Dino cu 12 sticluțe de colecție. Uite, tati, și ce înseamnă asta? Că ai surprins un norișor pufos? Înseamnă că mami e acasă și ne așteaptă cu fragetul, care este bun și delicios. Și mie una în a câștigat încredere. Hai că te miteze! Copiii trebuie ajutați să viseze, pentru că prin ei privim viitorul. Din grijă pentru copiii noștri, prețuim natura și folosim cu încredere numai ce vine de la ea. Fragetul. Cu încredere pentru viitor. Povestea lui Dragoș a început când unchiul i-a dat în dar vechea lui mașină. Atunci, Maria a înțeles cât de mult ar însemna pentru el să o vadă ca nouă. Deși aveau și alte cheltuieli, a hotărât să-l facă o surpriză. Și tu poți face dintr-o oportunitate o poveste frumoasă. Cu un împrumut simplu, la momentul potrivit. Acum, împrumutul Provident îți poate aduce prin tragere la sorți un premiu de 1500 de lei. Sună la 021-275-7575 sau trimite un SMS la 1805 și te sunăm noi. Facem Golden Brow cu toată distracția pe care o strângem prin țară. Vino la caravana distracției Golden Brow, recomandat de Radio 21. Weekendul acesta ne vedem în turda. Într-una dintre legendele pragheze, se spune că alchimistul Tadeaș a căutat zi și noapte pentru a găsi secretul făuririi aurului. Maestrul nostru berar Staropramen are și el o rețetă secretă, hamei și malți de calitate, pentru a fabrica Staropramen, berea pragheză numărul 1 în lume. Așa că dă strălucire zilei tale cu Staropramen și spune în cehă, na zdravi! Cu cel mai accesibil pachet Vodafone Smart la doar 10 euro, te bucuri de mesaje nelimitate în orice rețea și smartphone inclus. Vodafone Smart Mini. În plus, primești 50% mai multe minute și internet, bonus lunar. Vodafone. Ați terminat? Of, pentru atâtea vase murdare am nevoie de ajutor. Noroc că există unul. Puterea care se vede. Acum în noul Pur Gel Triplă Acțiune. Extra viscos cu o spumă care persistă și cu o putere mare de degresare, lasă multe vase strălucitor de curate. Ai terminat deja? Cel mai bun pur împotriva grăsimii. Pur Gel Triplă Acțiune. Puterea care se vede. Pe
Pentru ca tusea să nu îți strice ziua, este de ajuns să iei ACC o dată pe zi. ACC tratează eficace tusea productivă, pentru că ACC știe ce face. Acționează direct asupra mucusului pe care îl dizolvă și îndepărtează rapid. Astfel, expectorezi ușor și tusea productivă dispare. ACC. Elimină tusea productivă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Fin înseamnă pentru fiecare altceva. Pentru noi înseamnă frăgezit cu vin. Am creat pentru tine delicioasele triunghiuri de brânză topită Hochland, gândindu-ne la momentele pe care le petreci cu cei dragi. Hochland, bucuria gustului. Pregătește-te pentru o aventură în spațiu. Validează coduri promoționale pe heineken.com/voyaj și poți câștiga un antrenament spațial și mii de alte premii. Vorbim despre gesturi, fraților, că n-am vorbit destul despre ele. Gesturile care îi trădează pe politicieni. Aici au un nas în prim plan și niște politicieni în locul microfoanelor n-ar fi fost rău, iar aici gesturile care vă vor schimba viața, Joseph Messinger, sunt cele două cărți pe care le prezentăm astăzi în încheierea ediției. La numai 69 de lei, ăsta este prețul consacrat, s-au gândit cei de la editura Litera la ceva ușor de reținut și aproape toate prețurile sunt la 69 de lei. Puteți comanda foarte simplu, trimițând un SMS cu textul Litera, zis cu majuscule. Litera nu are nicio literă dublată, nu se scrie cu 2 de T, la 1800, tarif normal. După trimiterea mesajului, vă contactează operatorul care preia comanda, livrarea, poștă sau curier, plata se face ramburs la primirea coletului. Citesc fraza asta în fiecare zi, exact cu plăcerea pe care aș avea-o dacă aș citi-o prima și ultima oară. Bun, în încheiere, totuși, v-aș arăta un pic pâinea premierului Victor Ponta. Președinția a făcut publice documentele. Decizia CSAT din februarie 2013 demonstrează ultima minciună a premierului. Minciuna e acolo cu roșu, iar jos este pâinea. Asta nu e nicio minciună. Seamănă cu cea de la CFR Marfă, ce mi-e pâinea, ce mi-e șina. Uitați-o, sunt și două felii acolo. Pentru asta trăim noi de când ne-am născut. De altfel, fie pâinea cât de rea, tot mai bună în țara mea sau în țara lui Ponta, cum ar zice cei de la Kamikaze. Această pâine stă practic la originea tuturor revoluțiilor pe care mămăligarii noștri nu le-au făcut niciodată. Au gândit că pâinea asta o vor găsi ei oricum și așa s-a și întâmplat. Ăsta a fost motivul pentru care noi nu ne-am grăbit niciodată nicăieri. O mai arăt în încheiere, totuși, ca să plecăm cu un gust de alt gen. 20.000 de euro așteaptă pe Teo la canal de pretinde Clicu la toamnă și va fi o bătălie cu Măruță și cu Simona Gherghe. Da, Turcescu însă e departe de toate astea. Cred că la ora asta savurează și el un posterior pe undeva. Toate cele bune! Prietenii, drumul nu pare niciodată lung. În cinstea prietenului care conduce, am creat Bergam Beer, berea fără alcool numărul 1 în România. Prietenii știu de ce. Sunt ceștile verzi din reclame la fel? Nu. În unele e o cafea cu gust și aromă premiate.
Don Cafe, singura cafea din România premiată pentru calitate de Institutul German DLG. Uite, tati, știi ce înseamnă asta? Că mami acasă și ne așteaptă cu fragetul. E una în a câștigat încredere. Din grijă pentru copiii noștri, prețuim natura și folosim cu încredere numai ce vine de la ea. Fragetul, cu încredere pentru viitor. Sunt Loredana Costovician, nu am câștigat la promoția noastră și mi-am ales o Dacia Duster. Participă și tu la promoție până pe 31 august și câștigă ultimul mare premiu. Trimite codul de pe pachet prin SMS la 1877 sau pe natline.ro. Natline e de gașcă. Ciuperca unghiei este contagioasă. Soluția Exoderil penetrează unghia și acționează direct la locul infecției împotriva ciupercii, bacteriilor și a senzației de mâncărime. Exoderil. Hei, am și ajuns! Wow, incredibil ce viteză poți atinge când ai putere turbo! La fel se întâmplă când folosești Chillit Bang Turbo Power. Depuneri de piatră, cu Chillit Bang dispar imediat. Puterea de curățare turbo înlătură ușor urmele de săpun și petele dificile. Wow, ce viteză! Pentru o curățenie rapidă și eficientă, folosește Chillit Bang Turbo Power. Bang! Și murdăria dispare! Renovează-te la prețuri imbatabile. Parchet laminat HDF Cireș, 6 mm, la doar 17,49 lei metrul pătrat. Ovi, dar casei. Cum spunem că avem calitate premiată în Germania? Premierte Qualität. Don Cafe, singura cafea din România premiată pentru calitate de Institutul German DLG. Gletul de umplutură perfectă GM126 cu porus X, gletul de finisaj impecabil GM127 cu porus X și ireproșabila vopsea aeria cu porus X de la Adeplast. Apa nu trece, dar peretele respiră. Te bucuri de noul design, de tehnologie, de fiabilitate și prin programul Rabla te bucuri de un preț imbatabil de la 5.200 euro și de alte oferte speciale pentru noua Dacia Logan. Protecția la care te aștepți. Efectul răcoritor care te surprinde. Nou Protect and Refresh. Spray cu efect răcoritor de la Nivea. Într-una dintre legendele pragheze, se spune că alchimistul Tadeaș a căutat zi și noapte pentru a găsi secretul făuririi aurului. Maestrul nostru berar Staropramen are și el o rețetă secretă, hamei și malți de calitate, pentru a fabrica Staropramen, berea pragheză numărul 1 în lume. Așa că dă strălucire zilei tale cu Staropramen și spune în cehă, na zdravi! Fructele iubesc Granini pentru cele mai bune lămâi, exoticul fruct al pasiunii, calitate de excepție și pentru gustul lui intens de fructe. Noul Granini lămâi exotic cu fructul pasiunii. Savurează toate aromele, acum într-o nouă înfățișare. De-a lungul anilor te-au încărcat cu borcane, cu pachete, cu sacoșe, cu ce ți-a plăcut mai mult. Și tu poți să-i încarci cu ce le place lor mai mult. Focusat. Bucuria ochilor tăi. Calimera, sunt Nikos și ți-am adus o gustare bună și sănătoasă. Oikos. În Grecia înseamnă acasă. Inspirat din tradițiile culinare grecești, Danone a creat Oikos. Iaurt bogat în proteine, dens și cremos, dar fără să fie gras, pe un strat de fructe coapte, suculente. Noul Danone Oikos. Dens, gustos și sațios. Povestea lui Dragoș a început când unchiul i-a dat în dar vechea lui mașină. Atunci, Maria a înțeles cât de mult ar însemna pentru el să o vadă ca nouă. Deși aveau și alte cheltuieli, a hotărât să-l facă o surpriză. Și tu poți face dintr-o oportunitate o poveste frumoasă. Cu un împrumut simplu la momentul potrivit. Acum împrumutul Provident îți poate aduce prin tragere la sorți un premiu de 1500 de lei. Sună la 021-275-7575 sau trimite un SMS la 1805 și te sunăm noi. Credeam că toți m-au uitat. Fiecare avea pe cineva. Dar într-o zi, el s-a întors. Am știut că e ceva special. Fruzdu se întoarce și ți-aduce noi sortimente răcoroase de vară. Thank you.
Pregătește-te pentru o aventură în spațiu. Validează coduri promoționale pe heineken.com/voyage și poți câștiga un antrenament spațial și mii de alte premii.